2017 a fost un efort de echipă, un efort al mediului de afaceri, alături de administrația publică locală și județeană. V-au ajutat și voucherele de vacanță. Ne-au ajutat și voucherele de vacanță, dar să nu uităm că de voucherele de vacanță au beneficiat toate destinațiile, iar media națională de creștere de 6%. Tulcea, județul Tulcea, s-a remarcat printr-o creștere de 77% pe primele 10 luni ale anului, 67% pe tot anul. Ce ați avut dumneavoastră mai special? Hai să spunem, am venit cu acel produs turistic, din fericire, foarte căutat pe piața ospitalității în acest moment. Asta și urmare a cercetărilor pe care le-am făcut în acest sens. Mai exact, acel produs pe tradiții, multiculturalitate, gastronomie locală. Turistul în ziua de azi, foarte multe în ziua de azi, caută natura, caută liniștea și caută, spunându-o mai plastic, mâncarea de la mama de acasă. Ori Delta Dunării vine și am construit acest produs turistic care să vină să îndeplinească visul turiștilor care doresc să vină în destinație. Iar pentru 2019, dați-mi un exemplu de produs, de noutate pe care o aduceți. Practic, produsul turistic în 2019 nu pot să spun că va fi spectaculos față de ce s-a întâmplat în anul trecut, dar evident va fi consolidat acest produs turistic și completat cu acel mod de vizitare lentă care deocamdată suferă la nivelul teritoriei, mai exact o vizitare a canalelor cu caiac canoe, cu bărci, cu motoare electrice, altă poveste care să asigure, spuneam mai devreme, visul oricărui turist care dorește să vină în Delta Dunării.